Instituția prefectului județului Suceava a transmis că pe căile de circulație rutiere administrate de secția Drumuri Naționale Suceava se circulă în condiții de iarnă, starea carosabilului fiind următoarea. Pe drumul național 2 Drăgușești-Fălticeni-Suceava, uscat și porțiuni izolate umede cu zăpadă sub 1 cm spre acostament. Pe drumul național 17 Poltinoasa-Suceava, uscat și porțiuni umede cu zăpadă frământată sub 1 cm spre acostament. Pe drumul național 2 Suceava-Grănicești, uscat și izolat zăpadă frământată 0,1 cm. Pe drumul național 17A de la Sucevița, marginea Rădăuț, izolat zăpadă frământată spre acostament sub 1 cm. Rădăuț Rotoș izolat unde viscolește zăpadă frământată 1-2 cm. Pe drumul național 2 e Poltinoasa, marginea uscat cu zăpadă frământată spre acostament în zonele unde viscolește între 0 și 1 cm. Marginea Vama Vicovu de Sus zăpadă frământată 1 cm. Pe drumul național 2K a uscat și porțiuni cu zăpadă frământată spre acostament în zonele unde viscolește Milișovuți, Iaslovăți, Iaslovăț, Arbore, Solca, zăpadă frământată spre acostament și izolat frământată în zonele expuse vântului între 0 și 1 cm. Pe drumul național 2H, intersecția drumului național 2 Rădăuți, umed, Vicovu de Jos, Putna, zăpadă frământată pe unele zone izolate între 0 și 1 cm. Pe drumul național 29 Suceava, limita județului Botoșani, uscat și porțiuni umede în zone unde viscolește. Pe drumul național 29A Suceava, Călugăreni, Șerbănești, limita județului Botoșani, umed, iar între Călugăreni și Șerbănești viscolește, suprafață izolată cu zăpadă frământată între 1 și 2 cm. Pe drumul național 15C, limita județului Neamț, intersecția drumului național 2, uscat cu porțiuni umede unde viscolește. Se acționează pe toate sectoarele de drum cu 38 de autospeciale închiriate și 5 proprii, dotate cu leamă și răspânditor. Fiind consumate circa 257 de tone de sare, 29,5 tone nisip și 5,5 tone clorură de calciu. Pe căile de circulație rutieră administrate de secția Drumuri Naționale Câmpul Lung Moldovenesc, circulația este asigurată de asemenea în condiții de iarnă, fără probleme deosebite. Pe drumul național 17, drumul național 2E, drumul național 17B, carosabilul este umed, în timp ce pe drumul național 17A și drumul național 18, carosabilul este umed cu porțiuni de zăpadă frământată între 0 și 1 cm spre acostament. Există zăpadă viscolită pe drumul național 17 la kilometru 224, zona Poltinoasa. Au acționat pe teren 33 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor, fiind consumate circa 375 de tone de sare, 135 tone nisip și 1,5 tone clorură de calciu. Pe căile de circulație rutieră aflate în administrarea și exploatarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava se circulă în condiții de iarnă, carosabilul fiind uscat cu porțiuni cu zăpadă viscolită. S-a intervenit cu 30 de utilaje și au fost împrăștiate 220 de tone de material antiderapant. Potrivit sursei citate, situația este monitorizată permanent, se intervine în funcție de starea vremii și condițiile de trafic.